make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Cariera Noastră cu Steaua București, mai exact episodul 33, și avem un meci în campionat împotriva Petrolului. Să vedem această echipă dacă funcționează, să spunem, dar să le facem și numele jucătorilor. Să-i dăm numărul 1 lui Silesen. Edgar e bine pus, Varela lăsăm așa, Gardo și Măsel sunt bun. Gardo și era numărul 6 clasic, deci n-ai cum să-l schimbi. Torje, ce se pune în lui Torje? Un număr 10 l-are Maxim, 9, nu, eu zic 9 se pune poate lui Martial, un 8 sau 7 poate chiar lui Torje, 7 pune lui Gabi Torje, Lazar, îi punem un 8, 8 lui Lazar, Filip 16, așa a făcut, deci a făcut schimb de numere Lazar și cu Filip, asta s-a întâmplat, și Martial numărul 9, lăsăm 9 pe Martial, Chamberlain este 11. Și da, am umblat puțin și pe la numele jucătorilor. Avem un meci cu Petrolul în deplasare, să-i dăm bice. Și începe meciul Petrolul, să nu uităm, mă refer în realitate, cu multe schimbări, mai ales că a plecat și Răzvan Lucescu și a plecat chiar și Adi Mutu în India, acolo unde va câștiga într-o jumătate de an 1 milion de euro, de ce are de ce să se ducă, frate, până la urmă. Va fi coleg cu Silvester. Să vedem pe Martial. Martial acum o pasă pentru Mățel. Încearcă o minge în careul Petrolului, dar au recuperat petroliștii ploieștenii. Asta fei acum pentru Marinescu. Ovidiu Marinescu este în fața lui Gardoș. Gardoș a fost făcut ușor. Minge pentru Nicoi. Nicoi apără Silesen. Asta este bine. Ocazie bună aici însă pentru Petrolul Ploiești. Excelent a fost acolo invitat Nicoi la minge. Să vedem cornerul acesta care îl are Asta fei central. Asta fei. Bine băieți. Lovitură de cap de la mare distanță prinsă de Silesen, care a făcut meci bun în poarta noastră împotriva lui CSKA, totuși cât să apere dacă defensiva noastră e praf. Minge pentru Martial, gol! Martial, primul gol la Steaua, primul gol în campionat. Anthony Martial reușește să marcheze în sfârșit împotriva Petrolului. Oh, gol la colțul scurt dat aici de Martial cu latul, l-a executat ce să mai pe portarul Petrolului. Minutul 11, dăm gol chiar după ce Petrolul a avut o ocazie mare, deci a fost un contraatac chiar din careul nostru făcut. Și so, Maxim pentru Martial din nou, Martial face dublă, Anthony Martial, servit excelent aici de Maxim și da, are ce să se bucure la Maxim, e la extaz. Până la urmă și el s-a adaptat, până la urmă transferurile noastre funcționează, trebuia, era și momentul. Martial din nou cu latul, din nou l-a umilit pe jucătorul Petrolului, frumos de tot. La 2 minute după golul, trecut, Anthony Martial a reușit să marcheze și de această dată, frumos. Mengolo pasă peste apărare, încoi, ce șut eronat acolo. Total, chiar pe lângă careul nostru, 16 metri, greșeală mare acolo în coi. Filip pentru Alexandru Maxim, din păcate a dat o pasă, dar Martial era cu PCC între în offside, a vrut să se întoarcă Martial, a încercat acolo din prima și Maxim. Lazar în zonă centrală, șut bun, Lazar trage în bară, vă spuneam că are un șut foarte bun, Vali Lazar, trage aici cu bara din nou, folia seca a fostului dinamovist, Lazar a tras perfect aici, dar prea în bară, ce să mai, nu a fost... Șutul în plasă, Martial, o dublă în acest meci, un meci de vis pentru jucătorul nostru, atacantul nostru, și sperăm să nu se termine aici cu golurile sale, să fie o mașinărie de goluri. O pasă aici pentru Chamberlain, a încercat să-l servească pe Martial, din ce în ce mai jucat de jucătorii noștri, a început să joace pase cu el, încoi și minge în brațele lui Silesen. Mustivar pasă pentru Nkoi, din nou ratează, e hilar rău de tot, e clown jucătorul ăsta pe teren, din nou a ratat, dacă nici de aici n-a băgat în poartă, e incredibil, nici corner, nimic n-a obținut, zici că joacă pentru noi, parcă ar fi umblat acesta.
Da, câte ocazii au avut, au început tare și în repriza secundă, priviți pasa lui Maxim cu exteriorul, tehnica, a devenit un jucător foarte tehnic, Alexandru Maxim, oricum a venit din spate Torje și nu a mai putut face nimic, nu a mai putut prinde balonul. O, Maxim l-a preferat acolo pe Martial de această dată, iată acum pe Martial, Martial pentru Chamberlain, Chamberlain! A încercat pasta Oxlade-Chamberlain, dar nu a reușit, a fost reținută de jucătorii Petrolului, Peteleu acum, Peteleu presat de Gardoș, Gardoș îl urmărește pe Peteleu, Gardoș până la urmă minge care pentru Mengolo, Mengolo șutează din poziția, din poziția aceea, Mengolo șută periculos, a fost acolo la colțul scurt foarte bine Silesen, a fost și l-a blocat fără probleme, corner până la urmă pentru Petrolul Proiești care bate asta fei. Asta fei, centrează acolo, este Mățel, Mățel bun și la cap, bun la toate, Mățel, dar acum să vedem pe Mengolo, care e un Mengolo periculos din nou, Mengolo, Mengolo, apără Silesen, trebuia să vină și golul ăsta, nu a mai arătat nimic din păcate în repriza a doua, iar Petrolul s-a urcat la poarta noastră și au reușit în sfârșit să marcheze, dar normal, nu prin Încoi și prin Marinescu, o pasă încercată de Chamberlain. Deja încercăm să dăm mai mingii în careul advers. Torje pentru Maxim, Maxim prima la Lazar, Lazar a încercat din prima numai tiki-taka și la ce șutare Lazar a fost păcat că nu a tras. Minge pentru Torje din nou, Torje șutează el și obține totuși cornerul bun și ăsta. Corner care îl bate Maxim, centrarea lui Maxim bună de tot, gol! Gardoș cu capul, da, de mult nu a mai fost un gol cu capul al lui Florin Gardoș. Și cum spuneam, așteptăm să crească la 80 overar. Centrare bună, foarte bună a lui Maxim, iar Gardoș s-a înălțat foarte puțin acolo și a reușit să-l învingă pe jucătorul advers la cap, să-l învingă și pe Plesania cu o lovitură care a intrat balonul în plasă. 3-1, ne deplasăm încă o dată la 2 goluri, e bine că a marcat și în repriza a doua și este minutul 75, mai este un sfert de oră, bine așa, din timpul regulamentar. Acum Petronul careul nostru, oh, un șut acolo pe lângă poartă, da, chiar că nu dă pasă deloc. Mengolo era acela. Morar pentru Încoi, din nou Încoi, Încoi. Deci n-are. Dacă el cu poarta goală a dat pe, bine, cu 1-1 cu portarul a dat pe lângă și na, pe centru în 7 metri, nu putea să treacă el de Varela de acolo. Să vedem pe Chamberlain care recuperează Martial, a încercat din prima o pasă către Chamberlain acolo, jucătorul nostru, cred că Lazar era acela, să vedem pe Lazar, da, el era pentru Chamberlain, Chamberlain se duce, da, exact asta trebuia să facă Chamberlain, exact asta, era Stadley chiar în fața lui și el i-a dat mingea în picior, risipă de energie acolo pentru Chamberlain. Da, și Martial sper să fie omul meciului în partida aceasta, are și cele mai mari șanse, două goluri date într-un interval de 2 minute, unul după altul. Să vedem pe Filip, poate ultima fază a meciului, bine, ultima fază pentru Steaua, Martial, din nou Fanșon, e foarte greu de trecut de acest jucător, incredibil jucătorul acesta, Fanșon, un zid care este greu să treci, 3 minute de prelungire datate pentru meciul acesta. Și Petrolul nu mai are nicio șansă, iar cel care i-a mâncat meciul a fost Încoi, el și-a mâncat degetul Încoi. Da, 3-1, Gardoș a fost omul meciului, se pare că Matea a avut notă 8,4, iar Gardoș 9,3, Silesen are numai note mari, bă, 8 din nou și pentru Jasper Silesen, note mari meciul acesta pentru jucătorii noștri care au reușit să se impună foarte frumos împotriva Petrolului. Da, să vedem meci împotriva lui U Cluj, să lăsăm sau nu echipa asta, hai să băgăm pe la, cine știe, pe Adama, să băgăm și pe Adama, 69 overar pe bandă să-l băgăm, dar în locul lui Torje, că n-ai altfel, trebuie să lăsăm pe Chamberlain, zic eu, da, și Torje joacă, deci l-am scos pe Lazar, nu? Muson, dar și el titular normal, mă, și în locul lui Filip, să lăsăm așa, da, e perfect așa, să simulăm acest meci pe terenul nostru împotriva lui Uclu, să vedem ce am reușit să facem, e Martial în atac, deci e baza, Martial, Tore și Chamberlain sunt cei care marchează oamenii noștri de gol.
Și este și meciul acesta tot în Champions League împotriva lui Olympic Marseille. Să pariem pe un jucător, dar pe cine? Pe Martial, da, într-o formă bună, 7,3, dar abia așa a intrat, să spunem, în mână Anthony Martial. Sperăm să devine și el goal-getterul nostru în acest sezon în Liga 1. Da, Musonda, Chamberlain pe bandă, să scoatem pe Musonda asta, dar pe cine să băgăm locul său? Pe Philip, da, normal. Până la urmă a crescut 82 stamina Philip și e bun pentru că rezistă în multe meciuri, ne-a folosit mult de el în Champions League. Meciul începe, francezii încep meciul, s-a auzit și fluierul arbitrului, cred că încă este Valbuena la Marseille, deci echipa este în continuare periculoasă. Rolando, Valbuena și Ayu sunt unii dintre vedete. Iată acum pe Tayun! Marchează, din păcate, ce tare l-au luat în minutul 3. Tayun este cel care, care marchează. L-a stat acolo scăpat singur cu stilă să întrage pe sub el și l-a învins, din păcate. Cream că va fi sigur pe el acolo Silesen, dar nu a putut să-l oprească, din păcate. Păcat cât de tare ne-a luat și prin Tauvin, de fapt, nu Tayun. Deci, vă spuneam, încă sunt jucătorii cheie pentru Marseille și încă este o echipă periculoasă, chiar dacă știm că, în realitate, și Ayu a plecat și, dacă nu mă știu, și Valbuena. Cu Maxim, din păcate, a greșit pasa. Alexandru Maxim era o pasă care trebuia să ducă pentru Alex Oxlade-Chamberlain. Și din nou Tauvin, de fapt, acest jucător periculos care l-au cei de la Marseille. Nu știu cât de tânăr este, dar oricum, până acum nu cred că am avut vreun jucător francez. Mendy pentru Ayu în flancul stâng, prima dată când este jucat, Ayu centrează, dar Philip respinge foarte, foarte bine. Și Maxim cu un contraatac, Maxim, o pasă dată, dar oprită de Imbula. Imbula a oprit excelent, dar noi recuperăm încă o dată prin Vali. Lazar, pasă fantezistă, Martial recuperează foarte bine de la Rolando. Martial și Lazar acum, Lazar, pasă pentru Martial, care așteaptă mingea acolo. Trebuia să o atace, dar poate cine știe cum a vrut să dea Martial. Martial acum, el nu știe să dea pasă de gol, știe să dea numai gol. N-ai să despre Martial alegând pasa când poate să aleagă șutul. Filip pentru Mățel va centra și bine acolo, dar n-a fost pentru Martial, din păcate. Șut al lui Edgar, oprit de Hitz, ocazii mari, ocazii bune pentru echipa noastră, dar tot nu reușim să dăm gol. Este 1-0 pentru Olympic Marseille. Până acum este al doilea meci, suntem conduși, dar avem un singur punct în grupa aceasta dintr-un singur meci. Acesta este al doilea meci și să vedem ce vom face, poate putem obține o victorie. Batshuayi pentru Lemina, mai parte la Tuvan. Edgar în flancul stâng, Edgar din nou posede centrare, centrează, hai că se poate, penalti, da, se poate, ce spuneam, e penalti, care îl bate Alex Maxim. Hai Maxim, dacă nu dai gol, te joc cu picioare, Maxim, barf, tai de capul meu, gol! Martial, marchează și invită jucătorii lui OM la strigăte, nu știu, oricum Martial marchează împotriva unei echipe care a mai jucat cu siguranță, mai ales că e jucătorul ăla din Franța, de la AS Monaco. Maxim a ratat mâncaua și dacă nu dădea Martial gol, nu știu ce nu-i făceam. A dat el până la urmă și asta este chiar mai bine. Marchează și în Liga Campionilor Anthony Martial și ce șansă bună a avut acolo Alexandru Maxim. Și eu sper să nu îi scadă forma lui Maxim, mai ales în acest sezon, și să nu uităm sezonul trecut cât de bine a jucat, a fost cel mai bun jucător din sezonul trecut Maxim pentru noi, serios, în gol și în finala Champions League, a fost jucător foarte bun, golgheterul nostru de altfel, de ce să nu recunoaștem un astfel de lucru și asisturi din plin. Un decar adevărat, o minge pentru el, pentru Maxim, o ocazie bună, Martial, gol! Nu iartă Martial, în deschiderea reprizei secunde, Anthony Martial face dubla și ne aduce în avantajul meciului așa cum trebuia să fie. Anthony Martial, o pasă care a fost aici pentru Maxim, greșeală mare a fundașului francez și Martial profită, nu iartă, îl...
învinge pe portarul lui Marseille, este 2-1 pentru echipa noastră. Valbuena, periculosul Valbuena, jucător și el în naționala Franței, centrează, dar Varela nici măcar nu se complică, dă o pasă chiar foarte bună și contraatac încercat de echipa noastră, Martial, frumos, Anthony Martial, scoate cornerul, avem oameni de cap buni, Martial și Gardo sunt unul dintre aceștia, să vedem centrarea pentru Martial, oi, de capul meu ce bară. Hai mă, dacă nici asta n-a vrut să intre, mi-ar fi plăcut un gol cu capul lui Martial și mai ales că făcea și el hat-trick în meciul acesta. O Chamberlain, pasă bună lui Chamberlain și Maxim Petru același, Oxlade caută șutul, Oxlade, buia! Oh! Oxlade, ce gol marchează, da, frumos de tot, Chamberlain, cât de frumos acolo se închine și acolo ai văzut, i-a pus, cine a fost ăla, cred că, deci n-a fost Lazar, a fost Filip, da, Filip a fost care a pus mâna în cap și s-a pus Dumnezeu mâna în cap, te-a binecuvântat. E 3-1 pentru echipa noastră, minutul 63, reușim să ne deplasăm chiar și la 2 goluri și am fost conduși, toate 3 golurile le-am dat, de fapt 2 goluri le-am dat în repriza, secundă, am dat un gol în prima repriză. Minge care sare peste apărarea noastră, Paie, acolo, locul s-a pus ăla în fața lui, mamă ce fază am făcut aici. Batshuayi s-a pus acolo în fața jucătorului nostru și tot el a reușit să marcheze, a protejat excelent balonul care trebuia să vină la el. Da, fază făcută frumos, dar e 3 la 2, a fost foarte important acel gol 3 marcat de Chamberlain, care ne-a deplasat la 2 goluri și ne-a scăpat de griji, asta este cuvântul care îl găseam, care îl căutam, Chamberlain acum pentru Maxim în offside, Max Tennyson nemulțumit acolo, dar a fost offside clar la jucătorul nostru, Jigna intră în locul lui Valbuena, în sfârșit a ieșit și Matteo Valbuena, chiar dacă nu a făcut mare lucru, să vedem pe Aiu, acum 1-1 cu Fernando Varela, haide Varela, bagă și tu piciorul odată, Jigna, nu-l intra, Jigna, s-a oprit acolo în carul nostru, dacă deja a obosit, doarme pe el, Jigna, da, minutul 90, se poate, arbitru, sper să nu dea multe minute de prelungire, nu știu dacă au fost atâtea oprire ale meciului, minge pentru Batshuayi, periculosul Batshuayi, centrează, bine, se poate, imbula și nu pot să cred din nou decât un punct, Jignan marchează, noul intrat marchează, din nou decât un punct, ce a făcut acolo Batshuayi, i-a lăsat mască pe jucătorii noștri. Și până la urmă e 3-3, deci nu concep așa ceva, nu-mi vine să cred. Maxim s-a enervat, haide mă Gignac, deci intră Gignac ăsta și face legea. 3-3, tot nu a putut să obține o victorie, deci doar un singur punct, Martial omul meciului. Martial chiar trebuia să fie în sfârșit meciul acesta, omul meciului. Da, urmează și un alt meci cu Dinamo, dar asta cred în următorul episod, sau să vedem, poate jucăm și în acest episod. Dar, deci Neagu vrea și el un transfer, oricum să vedem ce vom mai face aici, să vedem ce echipă avem împotriva lui Dinamo, da, echipă bună. Eu știu ce mă gândeam, să vedem și pe ce loc suntem în Champions League, pentru că este interesant și acest lucru, avem 2 puncte din 2 meciuri. Sper să fim măcar pe un loc de Champions League, da, pe locul 2, la egalitate de puncte cu CSKA, dar cu un gol averaj mai bun, oricum o să ne întâlnim chiar acum cu Inter și dacă o batem, facem mai multe puncte decât ea, urcăm chiar pe primul loc, meci în deplasare împotriva dinamoviștilor. Începe meciul acesta împotriva câinilor roșii și încă este un jucător periculos al acestor jucători, al acestei echipe și anume... Bilinski, la fel, e Stănescu, uite-mă, ăsta e vor cu mine, mă, Stănescu, am uitat, am vorbit eu cu el să lase, să facă ceva, să joace pentru echipa noastră, vedem la balon, bine, în caz că nu știați, numele meu de familie este Stănescu,
Deci, să vedem pe Bilinski, care este periculos ca de obicei. Bilinski, Camil Bilinski, pasează la Wanderson. Cât de bine s-a anunțat acolo Gardos, parcă a fi făcut un fel de șurub. Și Chamberlain, care marchează meci de meci, un adevărat jucător, Oxley Chamberlain. Vali Lazar, fostul jucător al Dinamo Viștilor. Lazar. A greșit pasa, din păcate, a recuperat acolo Elton și a respins imediat. Iar Stănescu cade frumos. Obține galbenul pentru echipa noastră. Filip a încasat cartonașul galben, din păcate. Florin Petre cu un călcâi acolo, foarte bine Torje a recuperat, mulți jucători de la Dinamo vedem la echipa noastră. Maxim o pasă peste apărare pentru Martial, da, frumos, da, în stilul lui Messi avea pe aici Anthony Martial, un lob, un gol excelent, ce să mai. O pasă excelentă primită și de la Alexandru Maxim și golul e de generic, e depus în ramă, priviți, preluare care nu a fost lungă, așa mă așteptam, dar să nu uităm că el are accelerație mare și la fel viteză și l-a executat, nu l-a mai iertat pe portar, nu i-a mai dat nicio șansă la șutul acesta. Conducem în sfârșit pe Dinamo, este 1-0 după 27 de minute. Martial recuperează foarte bine, Martial pentru Chamberlain și el viteză bună, Chamberlain, da, reușește să ne deplaseze chiar la două goluri, ce șut trimite Chamberlain, șut care îl învinge pe portarul Dinamo Vis pentru a doua oară, a fost de această dată o pasă primită de la Anthony Martial, deci cu un gol și o pasă de gol, am revăzut aici pasa dată de Martial și Chamberlain și a făcut o preluare perfectă, șutul a fost la fel perfect și l-a învins pe portarul lui Dinamo, 2-0, bun și Chamberlain, bun. Maxim are viteză bună, Maxim șutează, alege șutul, dar peste poartă, nu a prins cadrul porții Alexandru Maxim și portarul Brac nici măcar nu s-a mai aruncat la faza aceasta, cred că a fost singur că balonul nu prinde cadrul porții. 4 minute arătate pentru această primă repriză, destul de mult, nu știu dacă au fost atât de multe întreruperi. Lazar a încercat o pasă către Maxim, dar nu a mers, și încerca să recuperăm, da, Martial recuperează și este gol, Filip, 3-0, nu iertăm nimic, Martial a recuperat acolo și l-a învins pe, de fapt a dat o pasă decisivă pentru Filip, care a băgat balonul în plasă cu poarta goală. Lucian Filip nu prea marchează, normal, este un mijlocaș defensiv, dar când o face, o face și el, asta este bine. Un jucător bun pentru echipa noastră, are stamina, adică energie foarte bună, 82, și asta ne ajută mult. Maxim din nou, Maxim foarte activ în jocul nostru, Elton a recuperat însă balonul pentru Dinamo, Brac din nou s-a aventurat, sau nu știu cum să-i spun, la ce face Brac, greșeli mari pentru portarul lui Dinamo, care a costat mult Unguru, acum Unguru scapă, iar Silasen este și el mult mai bun decât Brac, asta este sigur 100%, Torje, pasă încercată pentru Maxim, Cordos recuperează balonul din nou în posesia dinamoviștilor, care nu mai au aceiași jucători de altă dată, mai ales că mulți le-au plecat și mulți către Steaua, iar noi le-am dat și la alte echipe, totuși le-am oferit atunci pe Stanciu, nu știu de ce nu l-au acum ca titular, poate cine știe, l-au fi vândut pe Nicușor Stanciu, un jucător foarte bun oricum. Stănescu scapă acolo, sprintează Stănescu, dar foarte bine l-a oprit Gardos, fără probleme, nu a avut șansă în fața lui Gardos Stănescu. Elton din nou pentru acelea Stănescu, acum să-l vedem, este urmărit, a fost urmărit de fapt de, nu a fost vara, cred că a fost Martial acolo cel care l-a urmărit. Să vedem pe Maxim pentru Lazar, Vali Lazar, o urcare a lui Lazar, fostul Dinamo Vis, să nu uităm, sprintează foarte bine, sprelungește mingea, dar Collins Fay l-a oprit acolo, micuțul Collins Fay are viteză și forță, la cât de mic este, a avut forță să se pună în fața lui Vali Lazar, o minge totuși cam fantezist aici, care trebuia să o ia Lazar, minge pentru Maxim, șut al Maxim, din nou care nu prinde cadrul porții, al doilea șut ale Maxim care nu nimerește poarta, a fost o recuperare foarte bună al lui Martial, pasta la fel bună, preluare a lui Maxim care și-a săltat mingea acolo în preluare și a șutat din drop, a intrat și Alexe la Dinamo, un atacant bun, Alexe.
Petre în careu, Petre șutează, dar apără excelent Silasen și nu trebuie să dea acolo. Ia uite-mă cum dă arbitrul ăsta fault. Bă, dacă era gol, mai dădeai mă fault asta, mă întreb mereu. Avem pe Roman. Roman alege șutul bine Martial, dar a făcut tenția și clar. A făcut și cred că va fi penalti, nu se poate penalti, dar avem 3-0. Alex se bate 1-1 cu Silasen. Alexe! Bară gol, se vede că a intrat Alexe. Ce spuneam, un atacant bun. Ce penalti a putut să execute aici? Bară gol și dacă se ducea pe colțul la portarul, 100% era gol. Deci asta e gol adevărat din penalti al lui Alexe. A tras tare. Cred că nici nu s-a uitat unde tragi. El cu și cu cine da așa? Și cu Maxim ce mai da așa, nu? Da, da, știi, mai da așa la lăcătușă la îmi pare cum mai da. Și asta mă refer în realitate. Și a dat toare. Nici nu s-a uitat unde a dat. Ce lux. Maxim pasă pentru Lazar, Vali Lazar acolo poate scăpa 1-1 însă cu Roman. Lazar frumos, cât de bine Lazar. Lazar o pasă decisivă pentru Maxim. Ratează Brac, prima intervenție, cea mai bună intervenție a lui Brac din acest match. Maxim a ratat o șansă bună, a treia ocazie a lui Maxim ratată. Nu i-au ieșit deloc execuțiile jucătorului nostru astăzi și a avut șanse bune. Să vedem pe jucătorul Dinamo Unguru. Unguru 1-1 acolo cu Edgar și Varela. De fapt e 2 contra 1. Roman îl ajută acolo, îl sprijină. Central Roman la a doua bară. Mățel până la urmă respinge nu foarte bine. Și ce tackling al lui Mățel. Contrat încercat de echipa noastră. Chamberlain la un minut pe jucătorul advers. Martial pentru Maxim. Maxim e extenuat, e mort tot. Minge până la urmă la Lazar. Lazar care a fost și el oprit imediat de Roman. Nu prea a mișcat mai nimic Lazar în meciul ăsta. E destul de greu și el, mai ales că joacă împotriva lui Dinamo. Vedem că Satan așa acest meci, batem cu 3-1 o echipă ca Dinamo. Martial din nou în meciului și chiar merită. Meciuri foarte bune făcute de Anthony Martial. Încă urmează și meciul la echipa națională, acolo unde am calificat-o și la Europeanul din 2016, da, cred că da, asta l-am jucat. Așa cum trebuie să o calificăm la World Cup, la Cupa Mondială din 2018. Avem un meci în grupa noastră împotriva Danemarcei în deplasare. Danemarca și să facem selecția, dar uite era aici unul bun mă, de 70, nu vezi, Dragoș, de fapt Grigore, chiar nu știu cine e ăla. Și Benga Stanciu accidental, cred că de-aia nu l-au folosit dinamoviștii. Da, acesta a fost episodul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like, până data viitoare, sayonara!